Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Mi-a plăcut și mie, să spun așa, viața. Mi-a plăcut și mie să... Să intru în acest anturaj. De aici începe povestea ta. S-a produs schimbarea. Ca să ajungem în Italia, acolo va trebui să furi sau să cerșești. Și zic, lasă că merg la furat. Am spart 5 apartamente. Wow! Da, 5 apartamente. În cât timp 5 apartamente? În 5 zile. Am trecut o perioadă de 3 ani de zile în penitenciarele din România, cele mai grele penitenciare. Pe ce alte bunuri te mai axai? Ce mai furai și cum le gestionai? Am spart un spital din Timișoara, un spital de copii, lui Sturcanu, și am primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare, care râdeam la judecător și am spus, pentru ce mi-ai dat 3 ani? Și mi-a zis în germană, pentru că tu ești un criminal. Bună seara, dragi prieteni, sunt Antonia Fuduliu, fericită să intru în casele voastre cu o nouă poveste de viață. A avut dosare penale în țări precum Italia, Franța, Belgia, Grecia și, bineînțeles, România. A spart biserici și a fost închis în penitenciarul pentru minori din Craiova. Cine este astăzi tânărul care până nu demult era dependent de droguri, alcool, jocuri de noroc și furt? Aflați în doar câteva momente, stați cu noi! Până nu de mult, mai exact cu 4 ani în urmă, Daniel Văduvă spărgea case, biserici, se droga, iar casa lui erau sălile cu jocuri de noroc. În această seară și-a dorit să vină la Spune-mi Cum, să-și spună povestea, să își deschidă sufletul în fața voastră și pentru asta îți mulțumesc foarte mult, Daniel. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Îți propun să începem să povestim despre copilăria ta. Unde te-ai născut? M-am născut în orașul Reșița, județul Cara Severin. O copilărie frumoasă, săracă, dar frumoasă. Săracă, dar frumoasă. Daniel, ai fost un tânăr și un copil greu de controlat, pentru că tu mi-ai povestit asta. Și se spune că totul vine din familie, de la educația pe care ai primit-o sau nu. Cum au fost părinții tăi? Povestește-ne doar câteva cuvinte despre ei. În anul 1998, tatăl meu a decedat având 4 ani jumate. Și mama încă nu mai ținea legătura cu el, dar nu mai erau împreună, erau divorțați. Și mama s-a recăsătorit, pare mi se, prin anul 95, înainte de decesul tatălui. Și a trebuit să se recăsătorească, să spun așa, în ghilimele, stând în concubinaj cu respectivul care stă și acum. În 2009 s-a vândut apartamentul în care am copilărit și m-am și născut. Și apoi ne-am mutat în alt cartier, un cartier plin de hoți, un cartier plin de dealer de droguri, un cartier plin de oameni care făceau foarte multe, multe rele. Oameni care te-au influențat. Da, exact. Oameni care m-au, nu pot să spun influențat, ba, pot să spun influențat, dar a venit de la sine. Adică mi-a plăcut și mie, să spun așa, viața, mi-a plăcut și mie să intru în acest anturaj. Daniel, la vârsta de 16 ani, în anul 2009, așa cum ai spus mai devreme, ai fost arestat pentru prima oară în urma furturilor. De la ce vârstă ai început? 12 ani. Atunci a început distracția, să spun așa. Acționai împreună cu alți prieteni? Da, am intrat într-un anturaj de 2 sau 3 prieteni. Mereu se schimbau. Pentru că azi eram cu unul, celălalt se împrieten. Adică era o chestie de... Am avut un singur prieten care am făcut foarte multe împreună cu el. Cu altul am plecat în străinătate. După ce în anul 2009, cum spuneați, am fost prima oară arestat, am spart 5 apartamente. Wow! Da, 5 apartamente. În cât timp 5 apartamente? În 5 zile, maxim o săptămână, să spun. Polițiștii erau
chiar, să spun așa, extenuat, să mai aveau putere, că să vină așa un val de spargeri i-a marcat și pe ei. Bineînțeles că în scurt timp ne-au prins. Ce înseamnă scurt timp? La câteva zile, 2-3 zile ne-au prins, pentru că la ultimul apartament ne-au prins direct în flagrant. Deci am trăit o... ca într-un film. Un film. Cu pistoalele pe afară, zic, mamă, zic, ăștia ne omoară acum, zic, gata. Eram cu prietenul respectiv care spuneam și zice, o venit terorizat la mine și a spus, frate, în partea alaltă e poliția, zic, lasă-mă, mă, eu eram în altă lume, văzând banii, aurul, care le aveam în mână și zice, m-a luat așa și m-a scuturat și, bă, poliția. Și spun, zic, da, unde-i? Și când m-am dus, am rămas ca o statuie și zic, acum ce facem? Am fugit în cealaltă cameră, până la urmă eu am scăpat pe el, l-a prins și poate nu ne prindea, să spun așa, a fost o chestie vagă, el s-a ascuns după o tufă și polițistul s-a dus să-și facă nevoile acolo și exact așa s-a potrivit să-l prindă și am trăit o chestie foarte, a fost o chestie dramatică în momentul respectiv, că niciodată nu fusese prins în flagrant, să spun așa. Și în, eu tot încercam să-l sun pe el, o sunam pe mama lui, zic, Cristi, ce face? Păi nu este cu tine? Și zic, ba da, este cu mine, dar ne-am despărțit la un moment dat. Și până la urmă a fost sunată mama lui și mi-a spus... mă duc la poliție. Au, zic, problemă. Și am zis, a spus ceva? Nu, n-a spus nimic de tine. Și când a ajuns la poliție, am sunat-o pe mama lui și a luat polițistul telefonul din mână și a spus, na, pe mine mă cheamă și Orlando. Și a spus, Orlando, te așteptăm să vii la secție. Și am zis, zic, pentru ce să vin? Pentru că n-am făcut nimic. Deci chiar și în ultimul moment, până în pânzele albe, spuneam, susțineai, eu n-am că făcut nimic. Am bătut la ușă, bună ziua, am venit să vă luăm o declarație și de la o declarație a spus că trebuie să fac reconstituirea faptei și când am ajuns la Timișoara am fost arestat. Până la urmă am fost cercetat penal, clar, dar nu știu, mereu ajungeam la procuror și intervenea un lucru. Ori ne scotea de sub urmărire penală, ne dădea amendă administrativă, ori luam cu suspendare. Deci am avut 5 condamnări în România, 3 cu suspendare, 2 cu executare. A fost o chestie... Scăpai destul de ușor. Scăpam destul de ușor. Bineînțeles că și mama mea se implica... Aveam și niște relații. Daniel, spuneai puțin mai devreme că ai furat aur și bani. Pe ce alte bunuri te mai axai? Ce mai furai și cum le gestionai? Ce făceai cu ele? Luam tot ce știam că se poate face bani. Televizoare, jocuri, aur, bani, haine alteori. Le vindeai? Le vindeam, da, le vindeam și scoteam bani. Mă duceam la jocuri de noroc, chiar și la ruletă. Nu interesa că poate... Bine, eram și dezvoltat, să spun așa, eram înalt. Deși era minor, nu-și dădeau seama că sunt în minorat. Frecventam discotecile, mă drogam, beam, curveam, făceam multe lucruri mizerabile, să spun... Într-un cuvânt. Drogurile, cum ai cunoscut drogurile? De la ce vârstă ai început cu droguri? Nu mai țin minte exact vârsta, să spun 13-14 ani. Atât prin de clasa vreme. 6-7, cam așa am fumat prima oară, nu știu ce droguri erau atunci, cred că nobotanice sau marihuana, nu mai țin minte exact. Dar prima oară țin minte că am fumat. Pe urmă au decurs alte lucruri, fiind prafurile,
cocaină, ecstasy, nu ecstasy, speed, cox și sunt mai multe care nu vreau să le îndetaliez. Nu le facem reclamă, nu tocmai. Nu le facem reclamă. Ai devenit dependent? La un moment dat, da, am fost dependent de prafuri, de tras pe nas. Nu mai dormeam nopțile. Eram ca un zombi, să spun așa, într-un cuvânt. Părinții mei nu știau ce se întâmplă cu mine la un moment dat. Și într-o seară mi-aduc aminte că m-am dus acasă și aprinde taică-miu becul și spune: mă, tu nu te uiți, Nina, la el? Ia vino, suflă încoace. Și am suflat. Și fiind drogat, nu miroseam alcool. Tu nu vezi, mă, Nina, că ăsta-i drogat? Și zic: ce-ai făcut, mă, te-ai drogat, mama, către mine? Și zic: nu, nu m-am drogat, zic că s-a obosit, zic, dacă tot stau pe afară, și zic, nu. Și m-am dus la culcare, bineînțeles, nu mai, deja ei au simțit că m-au pierdut de sub control și nu mai aveau, nu știu ce vorbeau ei în spatele. Dar, ok, au observat că ai o problemă, nu au încercat să te ajute? Să vorbească cu tine? Să... Ba da, au încercat, dar nu mai se putea și... Nu știu, am fost așa mai, crescând cu bunica de mic copil, dragostea de părinți nu prea am avut-o. Și ok, erai destul de distanțat de ei. Exact, exact. Și cred că acolo s-a produs o ruptură între părinții mei de când am fost eu mic, stând mai mult cu bunica, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că... Erai minor, trebuia să frecventezi școala, nu știu dacă ajungeai pe la școală pentru că preocuparea ta era furtul, drogurile și alte... Ba da, ajungeam și la școală, din... am terminat 10 clase. Cum le-ai dus? Cu chiu și vai. Să spun așa, mai se ducea mama la școală, mai lăsați-l, vă rog frumos, se ruga de unul și de altul, un profesor și de altul... Ultimii 2 ani, a 7-a și a 8-a, aveam o dirigintă de română și mereu mă lăsa corigent. Și în a 7-a și în a 8-a mă lăsa corigent și toată chestia, m-am întâlnit după ani cu ea și n-am înțeles. Am văzut că era bucuroasă că m-a văzut. Să te vadă. Da? Dar eu cred că în momentul acela... Fiecare șut în spate e un pas înainte, să spun așa, și eu, asta cred că m-a făcut ca să lupt mai mult. Și cred că de-aia a făcut lucrul ăsta, nefrecventând orele, cred că și asta a răzbunat cu lucrul ăsta pe mine, că nu prea mergeam la română. Cu toate că îmi plăcea româna și eram, dacă îmi dădeam silința, aveam note foarte bune. Dar nu... Numai că viciile nu te lăsau să... Exact, exact, da. Să duci o viață normală, ca orice copil. Din păcate, anturajul nu m-a lăsat să fac lucrul acesta. În fiecare zi, în fiecare zi făcând același lucru, la un moment dat am spart un spital din Timișoara, un spital de copii, lui Sturcanu, și acolo, asta a fost prin decembrie, prin februarie, martie, aprilie, prin aprilie m-am trezit la ușe cu domnii polițiști de la secția 11, parcă, sau 9, nu mai țin minte, poliție Timișoara. Au bătut la ușă, bună ziua, am venit să vă luăm o declarație, și de la o declarație a spus că trebuie să fac reconstituirea faptei, și când am ajuns la Timișoara am fost arestat. Ne oprim puțin aici. Cum ți-a venit ideea să spargi un spital tocmai în Timișoara? Am avut un prieten care avea pe sora lui, o avea internată în spital, a luat o doză mare de, pare mi se, de paracetamol, a vrut să se omoare și noi ne-am dus la ea și neavând unde să stăm am stat pe stradă și bineînțeles că gândul nostru era numai să facem bani și să facem fapte penale, asta era singura preocupare. Singura preocupare, da. Ca să avem o sursă de venit. Fac o mică paranteză. De multe ori îmi spuneau polițiștii: mă, băiatule, dar chiar nu ți-e frică că pune unul mâna pe tine și
te face bucăți, adică e momentul ăla de fracție care te poate și omorâ. Dar nu gândeam la momentul ăla, nu gândeam, eram copil. Tu erai în vizorul poliției deja, nu? Da, nu, măi, eram, când se auzea numele meu, știau, sau când se spărgeau un magazin, imediat făceau, pentru că era și modul de operare, modul de spargere a magazinelor, care poate fiecare hoț le avea diferit. În decursul timpului, fiind arestat, au trecut vreo 3 luni de zile. Nu vreau să mergem mai departe până nu te întreb ce ai furat din spital. Din spital, mi-aduc aminte că am luat, pare mi se, un calculator. Pe vremea aceea, cum am vreo 10-11 ani, era... Costa un calculator, costa, făceai ceva bani, costa, nu? Dar prietenul meu l-a ținut pentru el și n-am luat mare lucru, nu mai țin minte să fi luat altceva, un telefon mobil și cam atât. A fost o, să spun așa, mai mult o distracție. Spuneai că la un moment dat până și părinții tăi au început să se ferească de tine. Furai de la ei? Da, am ajuns la un moment dat să fur și lucruri din casă. Am ajuns să mă cert chiar și cu mama mea. I-am luat verigheta care a avut-o cu tatăl meu și am vândut-o și am jucat-o la jocuri de noroc. Am făcut foarte multe lucruri părinților mei și furam și haine din casă, furam ce apucam, ce știam că pot să vând sau să am eu, pentru că neavând o sursă de venit, vă dați seama, mai cumpăra mama, dar la un moment dat se săturase și într-un final s-a săturat și am stat pe stradă mult timp, mai dormeam la unchiul meu, mai aveam o prietena mea care era atunci, dormeam la ea în scară, nici cu mama să nu mă înțelegeam bine, că știa că... Știa ce faci? Știam, nu că știa ce fac, dar în primul... În al doilea mandat îi trimisesem o cartelă din aceea pentru care o foloseam la cumpărături și unchiul prietenei mele lucra la jandarmerie și a spus sorei, ci că tu știi de unde e cardul ăsta? Nu, ce, Daniel e în Grecia. Zic, unde e în Grecia, mă, la Popa Șap? Și în momentul acela a făcut o criză și a spus, tu cu băiatul ăsta ai încheiat-o. Și am suferit foarte mult în momentele acelea. Să spun, fiind închis, părăsit și, să spun, am suferit așa. Acum nu mai simt nimic, îți dai seama că nu... A trecut. Erai și destul de Eram tânăr. Și tânăr, da. Da. Ai trecut prin perioade grele, dar adrenalina din perioada aceea nu te lăsa să pui stop activităților pe care le-ai avut. Ai activat în mai multe orașe, aveai o strategie bine pusă la punct? Strategia... Da, era o strategie de profesionist, să spun așa. În decursul anilor am început să mă perfecționez așa, dar nu îndeajuns cât putea poliția să lucreze. Ne mai puneam, să spun așa, acum sunt mai profi unii hoți, ne puneam ciorapii din picioare ca să nu ne ia amprentele de la mâini și neștiind până am ajuns în Austria că transpirația de la picioare este ADN-ul nostru și se poate găsi. Am trecut o perioadă de 3 ani de zile în penitenciarele din România, cele mai grele penitenciare, Popa Șapcă, Arad și Craiova, penitenciarul de minori și tineri. Și a fost o perioadă foarte grea din viața mea. Părinții mei foarte puțin m-au vizitat, fiind... La Craiova cel puțin deloc.
nici la Arad. La Timișoara au venit de câteva ori. Ai fost transferat în aceste penitenciare sau au fost pedepse diferite? Nu. Pedeapsa o executam la Craiova, la penitenciarul de minori și tineri. Și când mă ducea la instanță sau când mă ducea la o instanță de judecată, atunci eram transferat de la Craiova la Arad și de la Arad la Timișoara. Era o procedură a lor care o făceau. Și deodată am picat în genunchi secerat. S-a întunecat toată camera cu mine și am început să plâng. Și am auzit o voce și a spus: vei sta aici până vei plăti pentru tot ce ai făcut. Cum a fost în penitenciar? A fost greu. A fost greu. Din ce punct de vedere greu? Nevăzându-mi familia, eram foarte puțin căutat. Vedeam pe alții care primeau pachete, poate bani mai mulți ca mine. Mi-era dor de casă. Când ajungeam să plec pe cursă, la o instanță, îmi făceam, așa se numeau, afaceri. Afaceri fiind, dădeam în judecată primăria de la Timișoara sau Reșița și erau obligați să mă ducă și mă întreba judecătoarea: ai făcut-o asta? Zic, nu, nu o cunosc. Și atunci mergeam ca să nu stăm numai într-un loc, să ne plimbăm. Și mi-era drag, mai îmi făceam și la Reșița cereri de liberări condiționate, fel și fel de scrisori trimiteam și erau obligați să mă ducă. Așa să spun, mai vedeam și eu orașul meu natal, așa mai mă plimbam, să spun așa, cu limuzina. Problema a fost, de fapt, în anul 2012 a fost întâlnirea mea cu Dumnezeu. Să spun, în penitenciar vorbesc. Dar până acolo mai sunt multe de povestit. Știu că mama ta intervine cu un avocat, te scoate din penitenciar. Da. Ce urmează după această perioadă? Asta s-a întâmplat în anul 2010. A plătit un avocat și am fost scos pe control judiciar, mergând de la semnat de fiecare dată. Și până la urmă am primit o pedeapsă cu suspendare. Avocatul respectiv, care l-am avut la vremea aceea, ieșea la grătar, la șpriț, ieșea cu bărbatul judecătoarei. Da, erau niște lucruri care mi-era greu să le cred, dar s-a întâmplat. Cred că vă dați seama, fiind de la judecătoare la avocat, a fost ceva, cred că, o conjunctură acolo care să spună: mă, dar dacă îi dau drumul, ce face iară? Și din păcate nu m-am potolit. Asta voiam să te întreb. În penitenciar aveai timp să te gândești la faptele tale? Aveai regrete? La ce te gândeai de fapt acolo? Sincer să spun, poate un 20-10% dacă aveam regrete. Nu aveam de ce să am regrete, pentru că eram conștient de faptele care le-am făcut și trebuia să le plătesc. Exact cum vreau să spun, cunoașterea mea cu Dumnezeu în 2012, stăteam la geam, eram în penitenciarul Arad într-o lună de februarie, ningea foarte frumos afară. Fumam dintr-o țigară și exact când am aruncat țigarea, m-a apucat așa un dor în sufletul meu de familia mea, de, cu toate că când ieșeam afară eram parcă altcumva. Și stând uitându-mă la pozele prietenei mele și a mamei, am zis: Doamne, dar cât mai stau aici închis? Și deodată am picat în genunchi secerat, s-a întunecat toată camera cu mine și am început să plâng. Și am auzit o voce și a spus: vei sta aici până vei plăti pentru tot ce ai făcut și vei trece prin grele încercări. Și am încercat să răspund înapoi: dar cum? Dar până când? Dar cum? Dar nu știu. Căutai răspunsul. Căutam un răspuns și nu l-am primit. L-am primit mai târziu, peste vreo 5 ani.
când a fost transformarea completă. Am ajuns în anul 2014, ieșind afară, stăteam o lună, iar intram, a fost 3 ani de zile, au fost cu ieșiri și cu intrări, să spun așa, sau intrări și ieșiri. Au fost pesărite, dar a fost mult mai greu. Acum, dacă stau, sau după ce am trecut pedeapsa, când am ieșit afară, am zis, mai bine era dacă făceam tot dintr-o bucată și nu stăteam să mai gust un pic de aer, să intru, nu mai am aer. Libertatea și da. Era mai rău. Și atunci am ajuns în libertate, m-am eliberat chiar când se născuse bunica mea pe 14 ianuarie 2014, ea fiind născută în 14 ianuarie 1931. N-am băgat de seamă și la un moment dat m-am uitat pe biletul de eliberare și zic, azi e 14, astăzi era ziua bunicii mele. Și atunci am văzut că asta a fost un semn de la Dumnezeu, să spun așa, primit, care l-am primit. Am ieșit afară, am pus mâna pe telefon și zic părinților mei, mă primiți acasă? Era o întrebare ca... S-au bucurat? Nu știu ce a fost în sufletul lor, sincer să spun. Cum i-ai simțit? Îți dai seama că noi am simțit entuziasmați. Sau entuziasmați datorită faptului că și-o veneam dintr-un penitenciar după vreo 3 ani de zile de închisoare. Îmi aduc aminte și aș vrea să dau puțin timp înapoi. În anul 2011 am ajuns să văd și teritoriul Greciei, unde așa acolo am făcut o mulțime de fapte. Acolo am avut un prejudiciu de vreo 100.000 de euro, să spun așa. Am spart un magazin cam cât Flanco de mare, am luat toate electrocasnicele din el în 2 zile. Singur? Eu cu mai 2. Unul era la mașină și cu mai unul acționam. Și cât ți-a luat să acționezi? Păi am stat liniștiți pentru că magazinul era deja spart odată, era prejudiciat pentru asigurare și erau tăiate alarmele și toate lucrurile în el. Și atunci noi am avut timp lejer să stăm în interiorul magazinului, dar când am venit acasă în România, eu eram dat în urmărire generală și am fost arestat chiar a doua zi, să spun așa. Pentru că am dat cu bolovanul în geamul unui magazin și automat poliția era în zonă și a venit și m-a arestat. Unul dintre ei chiar m-a cunoscut și a spus și că ăsta e dat în urmărire, pune un apel. Te-a recunoscut? Direct, da, pentru că mă gândesc că avea o poză cu mine într-un avizier și... Da, și trecând perioada asta m-au primit acasă părinții mei. Ți-am spus, nu... Câți ani aveai deja? Cred că 19 ani. Cam 19. Erai major deja. Da, nu mi-aduc aminte. Dar mi-aduc aminte că am plecat în Italia. Ajungând în Italia... Cu ce gânduri de această dată pleci în Italia? Am cunoscut 2 prieteni. Așa zici, prieten pe timpul acela și am plecat în Italia, am ajuns în Sardenia, pe insulă, ei cu totodată spunându-mi că acolo va trebui să... Prima oară mi-a spus că ei lucrează la un magazin, la un restaurant, de fapt. Că el e ospătar și unul, nu mai țin minte ce mi-a zis, că, dar până la urmă, trecând perioada de cunoaștere, pe unul dintre ei cunoștea mai de mult, au început să-și dea rama pe față și au spus, ca să ajungem în Italia, acolo va trebui să furi sau să cerșești. Și zic, lasă că merg la furat. Având, era ceva normal pentru tine. Având, să spun așa, rușinea aia cum să cerșesc. Și lasă că mă duc la furat. Și la un moment dat îmi aduc aminte că am ajuns să fac și lucrul acesta datorită foamei, datorită
lucrurilor care erau pe atunci. Am stat câteva luni, au fost horror și acolo, să spun, ei doi mi-au furat actele, buletinul și certificatul de naștere. Cum te-ai descurcat fără acte? Am învățat foarte repede limba italiană și, să spun așa, am învățat și m-am dus la chestură, este un fel de poliție, unde mi-am luat o foaie de drum, că nu puteam să trec din Sardenia pe continent, să spun așa. Și a trebuit să-mi iau foaia aceea de... că mi-am pierdut buletinul și mă cheamă cu tare, cu tare, cu tare și... Căutându-te în baza lor de date, m-au găsit, și-au dat clar, seama că m-au... ai niște antecedente? Nu. Nu au căutat în profund, adică n-au dat pe Interpol, să spun așa. Mm-hmm. Mi-au dat foaia aceea, ei nu știau, prietenii aceștia nu știau că eu am luat foaia respectivă și că pot să... Te descurci. Să mă descurc. Am tăcut din gură, văzându-i pervers și văzându-i că vor să mă sape mai mult. Unde ai plecat? Am plecat la Milano. La Milano? La Milano, da. Am văzut foarte multe țări, să spun așa. La Milano ce ai făcut? Ai continuat cu furturile? La Milano am cunoscut niște prieteni, să spun, de la Reșița, care și ei se ocupau cu furturi din magazine și am ajuns să am și acolo 5 dosare penale. Eram în ultimile două, al patrulea, să spun, mi-a pus oblic de firmă, adică să semnez pe semnătură, și în al cincilea m-a trimis la arest la domiciliu. Am fugit de pe arestul domiciliar, m-a prins, m-au dus înapoi și ultima oară am fugit prin Elveția. M-am suit în tren, cred că având 50 de euro toți banii, poate mai puțin. Mi-am vândut telefonul și am ajuns în Elveția. Am trecut pe la Domo. De la Domo am ajuns în Belinzona. Belinzona m-am dus până în Basel. Și cum ar fi, am ocolit toată Elveția ca să... Dar cum se face, Daniel, că după atâtea furturi și spargeri, niciodată nu aveai bani? Din ce îmi dau seama? Pentru că, nu știu... Banii care sunt murdari se duc repede, adică nu sunt prețuiți, să spun așa. Având un salariu, îmi dau seama că pot să... Să-i gestionez. Să-i gestionez și să trag de ei. La un moment dat a trebuit să trec țara respectivă și în Austria... Intrând pe la Innsbruck, am cunoscut pe un băiat care și el era fugit tot din Italia. El se eliberase de la închisoare și l-am găsit, era cu bani. M-am împrietenit cu el pe tren. Noi, neavând, călătoream fără bilet, ne mai ascundeam în toaletă, mai ne făceam că dormim. Trecea controlorul și zicea din bun simț nu vă deranja. Nu, poate de bun simț. Credea că ne-a taxat deja biletul. Aveam și o psihologie, să spun așa, față de ei. Am ajuns în Austria și în Austria aveam un prieten, îmi adusesem aminte de el și zic, mă opresc la el. Am ajuns la un public, l-am sunat și zic, vreau să mă întâlnesc. M-am întâlnit până la urmă cu fratele lui, el n-a mai vrut să mă vadă, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar până la urmă am ajuns în România. Cu chiu, cu vai, cred că a durat tot sejurul ăsta, vreo 2 sau 3 zile. Ne-au arestat pe la Budapesta, la Ghior ne-au dus într-un lagăr din acesta, că neavând acte la noi,
ne-au dus în lagăr, prietenul respectiv zbiera, vai, ne arestează, ne-au pus cătușele. Și... Tu i-ai spus lui să fugă? Da, i-am spus să fugă, zic pur și simplu prin măcar spatele casei, măcar să se scape. În prima fază ieșise mama lui la geam și am spus, spuneți lui Alex să fugă. Au o stărecine înțelegând în românește, eu am spus, spuneți-i să fugă. Ai avut mai multe dosare penale până și în Franța, Belgia, Grecia, ai spus tu? În Grecia nu m-au prins. Deci acolo ai scăpat. Deci acolo am scăpat basma curată. În Franța iar nu m-a prins, acolo nu prea am făcut cine știe ce. În Belgia iar nu m-au prins. Am ajuns în unele țări care să nu fiu... Nici n-am stat așa de mult, să spun, o lună, nu două. Nu ai acționat atât de mult, probabil. Nu e vorba, da, și asta și... Și că am stat puțin. Dar... A fost o perioadă, nu știu, aventuroasă, să spun așa, din viața mea. Câte dosare penale ai avut în total? Nu știu. Nu ai făcut un calcul? Nu, niciodată. Nu m-am gândit la lucrurile acestea pentru că nu... Chiar mi-a dat o idee să te gândești. Să mă gândesc. Nu, să văd câte am avut. Ce urmează după ce ajungi în România? Fără acte, cu chiu și vai, așa cum ai spus tu. Am ajuns în România, m-am rugat de părinții mei să-mi facă buletinul, l-am făcut și la o lună luasem contactul din nou cu prietenul acesta din Austria și mi-a spus să merg la el. M-am dus la el. O săptămână, să spun așa, 10 zile, am plecat în Austria în 2015, anul 2015, pe 7 aprilie. În următoarele 10 zile aveam să spargem un mini bar, să spun așa, un solar de bronzat și... Am furat dintr-un beci două biciclete. Nu te gândi acum că dacă am spart solarul respectiv, nu era solar, era solar de bronzat. N-am găsit nimic în el. Parcă îmi mușcam unghiile, să spun așa, că nu găsisem nimic. Dar din bar luasem niște țigări, două boxuri de Red Bull și câteva băuturi și... Un pahar cu monede am găsit, restul n-am găsit nimic. Mărunțiș. Mărunțișuri, da, mizilicuri. După zilele acestea, am fost și la Viena și în mai multe locuri. Aveam, după 10 zile, pe 17 aprilie, să mă trimită prietenul meu cu bicicleta să mă duc să iau țigări. Și trecând aici, era barul respectiv și în fața barului în care îl spărsesem era o benzinărie. Stați seama că polițiștii fiind, cred că sunt cei mai profesioniști la ora actuală, austriecii, cu furturi, cu spargeri, cu tâlhării și cu așa mai departe, luase camerele de filmat și a fost, eram în aceeași îmbrăcăminte, eu nu mi-am dat seama. Oh. Am zis că e România, nu e... Și eram, cred că aveam aceeași bluză și aceiași pantofi. Te-au identificat repede. Automat, eram pe bicicletă, m-au tras pe dreapta. M-a întrebat primul lucru, de unde locuiești? Zic, stau aici așa, ci că arată și mie talpa. Dar nu altceva, nu, ci că ai buletin? Da, și am dat buletinul. Se uită așa la mine, vorbea cu el, nu știu ce vorbea, că nu știam germană la timpul respectiv. Și îmi spune, arată-mi talpa. Și când îi arăt talpa, au început să râdă. Nu știu ce, cred că o fi zis, el este. Și buletinul nu l-am mai văzut. Și îmi zice că tu vii cu noi. Vorbeam engleză. Știam, am făcut 10 ani de engleză de la grădiniță până în clasa 10-a și știam foarte bine și de la filme, cum erau înainte filmele, și eu spus, tu vii cu noi. Unde stai aici? Păi zic, nu știu, pe o stradă, las că știm noi. Și ne-am adus direct în fața casei.
Îmi spune, ci că spune-i prietenului tău să iasă afară. Știau tot. Tot, absolut tot. Și într-un final, intru în casă, zic, trebuie că mă duc să-l chem din casă. Nu le era frică. Am intrat în casă și zic, fugi. Că zic, m-a luat. Bă, dar i-ai adus la mine acasă. Și zic, bă, n-am avut, că zic, ei m-au adus la tine acasă. Și tu final, i-ai spus lui să fugă? Da, i-am spus să fugă, zic, pur și simplu prin măcar spatele casă, scape. Măcar să se scape. În primă fază ieșise mama lui la geam și am spus, spuneți lui Alex să fugă. Au o stărecine înțelegând în românește, eu am spus, spuneți-i să fugă. Eu nu înțelegeam germană, eu îi spuneam mamei de față, cât au stat ei de vorbă, vorbea un austriacă, să spun așa. Spuneți-i așa. Și eu îi spuneam la mamei să-i spună polițistului ce vreau să-i spun. La un moment dat ne-au luat, ne-au dus, ne-au aruncat hârtiile pe masă și declară. Păi zic, ce să declar? Ce ai făcut? Păi zic, n-am făcut nimic. Mă întreabă, unde ai fost în noaptea de 13 pe 14? La Viena. E sigur? 100%. El se uita, eu eram aici și el era aici. Se uita la un monitor și îmi spunea, măi, e sigur că în noaptea de 13 pe 14 erai la Viena? 100%. Nu știu, a fost o fracțiune de secundă când a dat un dos de palmă în monitorul ăla, s-a întors direct spre mine. Și eu eram direct în benzinărie la ora 1. Am și intrat în benzinărie să cumpăr un pachet de țigări și eram cu o bagnotă de 10 euro în mână și spune, ai fost la Viena? Păi zic, atunci plecam. Atunci plecai. Și am spus, zic, da, atunci plecam la Viena, zic, m-am oprit în benzinărie cu mașina. Cu ce mașină ai fost? Îți dai seama că s-au uitat pe toate camerele, nu apărea nicio mașină în timpul ăla. La un moment dat a spus și translatoarea, măi, cât mai puteți să mințiți? Că oamenii au probe, au ADN-ul, au tot ce vrei. Ăsta îmi zicea din partea cealaltă, să nu recunoști nimic. Și până la urmă am spus, nu vreau să declar nimic. Problema a fost că a fost un moment de socială, să spun așa, am recunoscut. Și în fața instanței n-am mai recunoscut. S-a enervat atât de tare judecătorul că nu cred că puteam să-mi iau o pedeapsă mai mare. Dacă recunoșteam și ziceam, da, domnule, am greșit, vorba aia, greșeala spusă e pe jumătate iertată. Da, da, da. Și am primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare, care râdeam la judecător și am spus, pentru ce mi-ai dat 3 ani? Și exact în față am râs și am zis lui traducătoare în sala de judecată, spune așa, pentru ce mi-ai dat 3 ani? Că mi se părea nedrept, da? Și mi-a zis în germană, pentru că tu ești un criminal. Și am zis, zic, n-am omorât pe nimeni. Bine, așa fând termenul lor. Nu ne-a mai rămas deloc aproape timp, nu ne-a mai rămas de fapt deloc timp și vreau să te întreb scurt, cum a scăpat, cum a reușit să fugă prietenul tău? Pentru că el nu a fost arestat. Nu a fugit. Nu a fugit? Nu, a fost arestat împreună cu mine. Deci ați fost arestați împreună. Exact, exact. Ai ispășit pedeapsa de 3 ani? Am ispășit pedeapsa de 3 ani. Trei ani jumate, că am mai primit încă o pedeapsă pe parcurs. Am făcut 2 ani de zile, am ieșit afară. Iar la un moment dat am fost... Spuneai că călătoria ta prin Europa încetează și cam de acolo începe schimbarea ta, după ce ai fost eliberat sau din... După ce am fost eliberat. Povestește-ne în câteva cuvinte cum se întâmplă transformarea ta. Pentru că astăzi ești un om nou, Daniel. Da, îi mulțumesc lui Dumnezeu. M-am dus în România, m-au expulzat cu avionul. La o lună am plecat în Germania. Am început să beau, eu nu beam de fel. Am început foarte mult să beau, beam foarte mult. În frigider nu mai exista mâncare, exista numai bere, să spun așa. La un moment dat, după o lună și ceva, a venit cineva din Austria, un prieten de-al prietenului meu. Eu am plecat cu el în partea de Hanover, a Germaniei. De acolo, la vreo 2 săptămâni, m-am săturat să stau lângă el și am sustras o sumă de bani
El stătea cu o nemțoaică. Nemțoaica respectivă avea un copil de 11 luni operat de inimă pe cor deschis și nu le-a mai lăsat niciun ban în casă, nu pampers, nu lapte, nu, deci nu știu, în momentul ăla cred că am avut o inimă de fier, n-ai nu avut de piatră, inimă. Că poate piatra se sparge. Cu o seară înainte băusem câteva sticle de vodcă și eu am făcusem planul deja cum să plec. Într-un final am plecat, mă sunau disperați, mă, nu te-ai gândit la copii, la una alta, eu le închideam mereu. Am ajuns să discut cu o persoană care și ea a fost dependentă de droguri înainte și când am văzut-o pe o rețea de socializare, am văzut-o schimbată și zic, cine te-a schimbat? Că zic, vreau să merg și eu acolo să văd, poate mă schimbă și pe mine. Deja nu mai mă suportam pe mine, am ajuns în momentul în care nu mă mai suportam. Și a fost momentul schimbării, am ajuns la persoana respectivă cu ajutorul lui Dumnezeu și am fost la un cerc de rugăciune și acolo, cum ți-am spus, după 5 ani de zile mi-a vorbit Dumnezeu și a spus că vrea să mă schimbe, că vrea să mă transforme total, să mă scape de toate viciile care le-am făcut și să ierte trecutul meu și viitorul meu să fie asigurat. A fost greu să accepți asta? Nu a fost greu pentru că Dumnezeu știe cum lucrează în dreptul oamenilor. Am fost o transformare completă pe loc. Nu mi-a mai trebuit țigări, nu mi-a mai trebuit jocuri de noroc. Nu. Deci pur și simplu ai renunțat toate... la tot. Nu am renunțat eu, El m-a făcut să renunț. Adică, să spun așa într-un cuvânt, El m-a transformat. Pentru că eu n-am vrut să mă pocăiesc, să spun El m-a pocăit. Într-un cuvânt și mulțumesc lui Dumnezeu. O transformare rapidă. El e drept. Dumnezeu îți arată în continuare cât de mult îi mereu, iubește. Mereu ne arată. Să spun, aș vrea să spun și un mesaj. Te rog. Tuturor care încă mai duc viața aceasta de robie, să spun așa, în robia drogurilor, în robia jocurilor de noroc, furturilor, tâlhăriilor, nu o să le ajungă niciodată, pentru că vrei mai mult, mai mult, mai mult și e ca și cum falsificatorii de bani, să spun așa, vor din ce în ce mai mulți bani. Să spun așa, ca Dumnezeu să se atingă și de ei, să îi caute și eu cred că Dumnezeu îi caută, numai ei să asculte. Asta este important, să te lași găsit și să asculți. Eu îți mulțumesc din tot sufletul pentru că ai fost atât de vulnerabil și ne-ai dat niște detalii. Poate ți-e greu să-ți amintești despre faptele pe care le-ai făcut, dar povestea ta, așa cum sper de fiecare dată și de această dată să ajute. Îți mulțumesc din suflet, Daniel. Și eu vă mulțumesc. Dragii mei, astăzi ați fost din nou martorii unei vieți schimbate. Cu doar câțiva ani în urmă, Daniel Văduvă credea că drogurile, furtul, jocurile de noroc ar fi singura lui împlinire. Astăzi este un om nou și tot ceea ce ne-a povestit în această seară demonstrează că schimbarea este posibilă. Iar odată cu schimbarea vine și adevărata împlinire. Trebuie doar să ne dorim asta cu adevărat. Eu vă reamintesc că ne puteți găsi în online, dar și pe toate rețelele de cablu din România. Sunt Antonia Fudulu, iar până duminica viitoare, vă doresc zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.